Astăzi m-a certat marele maestru. M-am plimbat puțin pe afară pentru că vremea nu era tocmai prielnică, am făcut ceva cumpărături, după care m-am întors la studiu. Aveam în program revizuirea interminabilei liste de motive, în virtutea cărora mă pot bucura de onoarea și puterea de a manifesta sentimente de recunoștință, precum și redactarea materialului Arta construirii caracterului, episodul cu numărul 11 al serialului Cum folosim darurile divine ascunse în noi. Dacă vreți să aflați de ce caracterul, în sensul real al termenului, este o putere divină ascunsă în noi și cum am putea să-l dezvoltăm pentru a ne fi de folos la marele salt al trezirii, vă las un link în descriere. Voi țineți o evidență a motivelor pentru care ar trebui să transformați recunoștința în a doua voastră natură? Dacă da, v-a scăpat ceva ultima dată când ați actualizat lista? Pentru cei neavizați care ne urmăresc acum și vor să știe la ce bună arta cultivării recunoștinței și de ce recunoștința este rugăciunea corectă, nu cererea, las un link în descrierea acestui videoclip către documentarele noastre despre beneficiile recunoștinței. Adică vrei să spui că prin rugăciune nu trebuie să cerem nimic pentru că recunoștința este rugăciunea corectă, nu cererea, vor gândi unii? Nici de cum, ci doar că cerând nu faci altceva decât să-ți exprimi o dorință, pe când manifestând și recunoștință, dai dovadă de credința că ai și primit ceea ce ai cerut. A crede că ai și primit și a manifesta recunoștință înseamnă că vei primi. Aceasta este condiția de bază a împlinirii dorințelor. Cererea și recunoștința sunt inseparabile. Despre mecanismul complet al împlinirii dorințelor am vorbit pe larg în serialele Calea fără efort a împlinirii dorințelor, Forța imaginației, lege și făgăduință divină, Secretele împlinirii dorințelor, Secretul rugăciunilor care primesc răspuns, aveți toate aceste linkuri în descriere. Vă spuneam că m-a certat marele maestru. Știți de ce? Pentru că în timp ce mă plimbam astăzi prin parc, am trecut pe lângă o mulțime de copaci, cărora nu mi-a trecut prin cap să le mulțumesc, pentru că datorită lor există oxigenul pe care îl respir. Iar ei nu s-au supărat pentru că știu ce înseamnă iubirea necondiționată. Sunt creați dintr-o astfel de iubire, își împlinesc menirea pentru care au fost creați și mai știu să-și moară în picioare pe deasupra. Deci nu numai că ne dăruiesc oxigenul pe care îl respirăm, ne oferă și lecții prețioase de viață. Voi le-ați mulțumit vreodată? Știu că printre căutători sunt mulți care practică recunoștința. Mulți dintre voi mi-ați confirmat-o deja. Am o întrebare pentru voi toți. Ați reflectat vreodată, măcar și pentru 100 de secunde din cele 86.400 pe care le respirați zilnic, asupra adevărului că inspirăm viață și expirăm moarte? Nu din perspectiva faptului că primul lucru pe care îl face omul la naștere este să inspire aerul și ultimul lucru pe care îl face la sfârșit de drum în această lume este să expire aerul din piept. Și nici din perspectiva faptului că pe parcursul vieții omul inspiră și expiră, adică se naște și moare cu fiecare respirație, ci din perspectiva faptului că inspirăm oxigen, adică viață, și expirăm dioxid de carbon, adică moarte. Iar moartea pe care o expirăm este absorbită de copaci care ne oferă la schimb oxigenul, adică viața. Vă provoc să dedicați zilnic doar 100 de secunde din cele 86.400 pe care le respirați la fiecare 24 de ore, mulțumind unui copac pentru bunătatea sa. Marele maestru m-a certat pentru că, deși m-a învățat cum să practic arta recunoștinței față de uriașii verzi, așa cum le spune el, astăzi am uitat să o fac. V-am prezentat exercițiul de recunoștință învățat de la marele maestru
într-unul din episoadele serialului Secretele celor 12 legi spirituale ale Universului. Vă mai amintiți? Dacă nu, vi-l reamintesc eu. Alege un copac, asigură-te că ești singur, pentru ca nimeni să nu te tulbure, așează-te sub coroana lui, ia-l în brațe dacă simți nevoia să faci asta, spune de 3 ori în pas cu respirația, inspir lumină și expir întuneric, apoi mulțumește-i copacului și fraților săi din regnul vegetal pentru oxigenul fără de care nu ai putea trăi. Nu durează mai mult de 100 de secunde, însă sunt 100 de secunde de recunoștință care îți pot schimba complet viața. Încercați și vă veți convinge. Copacii nu au nevoie de recunoștința noastră. Ne vor dărui în continuare necondiționat oxigenul de care avem nevoie, fie că le mulțumim noi, fie că nu. Însă, cultivând recunoștința, transformând-o în cea de-a doua natură a noastră, Universul ne va răsplăti cu și mai multe motive de recunoștință. Și nu cred că vrei să ratezi o așa mare bucurie. Există și în creștinism un exemplu de rugăciune rostită în pas cu respirația, oferit de preotul Arsenie Boca în învățăturile sale către arhimandritul Teofil Părăian de mai târziu. Se numește rugăciunea inimii. O știți? În pauza dintre respirații se rostește cuvântul Doamne, în timp ce se inspiră se spune Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, iar pe fondul expirației se încheie cu Mântuiește-mă pe mine păcătosul. Detalii puteți găsi la pagina 131 în cartea Veniți de luați bucurie, publicată de editura Teognost din Cluj în anul 2001. Nici această rugăciune nu durează mai mult de 100 de secunde. Cei care o cunoașteți și ați practicat-o la pas cu respirația, așa cum sună învățăturile preotului Arsenie Boca, ați conștientizat până acum că muriți și vă nașteți cu fiecare respirație și că puteți respira datorită uriașilor verzi? Le-ați mulțumit vreodată sau așteptați să vă certe maestrul? Tuturor celor care au avut răbdarea de a asculta, urechi de auzit și înțelepciunea de a înțelege, sursa de motivație zilnică, vă spune pe curând și fiți binecuvântați cu multă energie pozitivă.